Șefa DNA vrea să schimbe legea privind imunitatea miniștrilor. Prezentă la conferința GRECO, organismul anticorupție al Consiliului Europei, Laura Codruța Chioveși a explicat că imunitatea miniștrilor trebuie limitată la durata mandatului pe care l-au în guvern. Laura Codruța Chioveși s-a plâns la Consiliul European că activitatea DNA este împiedicată de imunitatea pe care o au miniștrii chiar și după ce pleacă din guvern. Șefa DNA a dat și un exemplu concret în privința acestei imunități prelungite. But the chamber denied the prosecutor's request. Consequently, the investigation couldn't continue against the minister in question, but it continued against two other people involved in the case, people who were convicted to 2 years and 6 months imprisonment. However, the minister couldn't be investigated, and the investigations against him was closed because his immunity has not been waived. It is obvious that in this case, we cannot speak about equality before the law. This is the reason why we do believe that the legislation should be revised in terms of ministers' immunity, and it should be limited to the time of their mandate. Șefa DNA s-a mai plâns și de faptul că respingerea ridicării imunității nu este niciodată motivată de parlamentari. The denial of waiving the immunity is not justified and the vote within the parliament is not public. Therefore, it is difficult for me to tell you why there have been denials of waiving the immunity in our cases. Chioveși a vorbit și despre tipologia cazurilor de corupție instrumentată de DNA în care sunt vizați membrii ai guvernului. Cele mai multe se referă la domeniul achizițiilor publice, la cum sunt administrate fondurile sau la numirea sau menținerea unor persoane în anumite posturi. Alții primesc bani pentru a încheia contracte cu anumite companii sau pentru a-și folosi autoritatea asupra subordonaților pentru a încheia contracte cu anumite companii, a arătat Laura Codruța Chioveși.